Primăria municipiului Hunedoara realizează în aceste zile o investiție în premieră, respectiv introducerea rețelei de iluminat public de tip LED în zona cimitirului Valea Seacăm. Această operațiune este partea unui proiect mai amplu al municipalității hunedorene, prin care se schimbă vechile lămpi, mari consumatoare de energie, cu unele economice de tip LED, lucrări în acest sens fiind făcute deja în cartierele Traian Voia și Micro 5, precum și în zonele Parcul Tineret și Rusca. De asemenea, s-au făcut operațiuni de întreținere a zonelor verzi, George Enescu, coxarilor, oțelarilor, laminatorului 1848, eliberării mărțișorului Viorele, Cloșca Libertății și Ciprian Porumbescu, pe stadioanele Michael Klein și Constructorul, dar și în parcurile din oraș.